După turul 1, s-a știut că deja care să consilieri, la repetarea scrutinului din data de, când a fost aia 12-10, deci la repetarea scrutinului, pentru primar, acesta a strigat în gura mare după ce a luat aici, ucrainenii se meargă în cuții, se meargă în Ucraina și în Rusia. Atunci a plecat, de aici a plecat tot. Cei ce au auzit pe el strigând și așa, au pornit cu 15 mașini către Kiev, satul unde locuiesc eu. În frunte cu viceprimarul Gabo Cornel. Deranjând liniștea și ordinea publică, mergând pe la casă la oameni, strigând, bătând în geamuri și sunt declarații la dosar. Am mai fost și la cineva? Da, da. Nu, nu, au fost la vreo 5 sau 6 persoane. Dar la mai mult, dar ăștia au declarat că a fost. Deranjând liniștea și ordinea publică, bătând în geamuri, strigând cuvinte jignitoare, uitați, am aici și aici și aruncau la oameni în curte. Cuvinte jignitoare și așa mai departe. Da. Și dacă vreți să citi, am pus și una la dosar. După toate aspectele, deci, care au venit, deci când au venit pe strada noastră, vă rog frumos să menționați. Nici unul nu locuiește pe strada noastră. Dintre toți. Gabor Cornel locuiește la 1500 de metri. Circa. A adunat în frunte pe cei mai agresivi oameni din sat, băieți din sat. Unul dintre ei, deci doi dintre ei, fiind unul cu condamnare de suspendare și unul 4 ani a executat, liberat condiționat. Cum să numesc? Miculiț, Gianni și Crasiu Daniel. Iar Borza Lazar are avut o bătut pe un băiat aici în sat, unde a plătit 1000 de lei. Noi 10.000 vechi, 10 milioane vechi, împăcare. Deci, și mai era unul, deci finul sau cum sunt, al lui Niculiț. Deci ei au venit cu 15 mașini plus un microbus. La mine acasă. Deci înainte de a veni la mine acasă, au fost la primii vecini care sunt. Deci primii case care sunt la intrare acolo, au venit la fiecare. Venind la mine acasă, strigând și asta, eu cu nevastă și copiii ei mai mici, și el, am dormit în casă. Deci uitați-vă acolo, deci pune casă. Curtea. Deci vedeți că n-am dormit în casa asta, că nu a fost terminat în casa nouă. Am dormit în casa veche, uitați-vă că nu se vede. După asta. Nu casa cu casă. Casă. Așa, așa, lasă așa. Nu, uitați-vă, unde e mașina, acolo este casa veche, vedeți? Deci noi am dormit acolo. Ziua. Zice martorul că noi am strâns pietre, am martor, primul am fost la vot, n-am fost în centru, am martor că am stat cu vecinii toată ziua, ne consumăm borduri alcoolice, că noi nu bem, familia nu se consumă la mine așa ceva. Seara ne-am văzut de treabă, ne-am culcat. Când am auzit căinile trând tare și zbiarete, am ieșit afară. Când am ieșit afară, l-am văzut pe Gabor Cornel lângă contor. Acolo. Eu m-am speriat. Când am văzut că sunt afară și asta, atunci am strigat să pleacă de acolo, de la contor. Probabil este siguranță centrală. De la, deci dacă întrerup acolo curentul, se ia de casă tot și peste tot. Deci n-am curent în casă. Și probabil au vrut să intre peste mine ca să nu-i văcinez. Și atunci, eu am luat o bucățic lent și am aruncat către el. Nici fiind nici o piatră, nimic nu era. Fără să lezesc profundul din ceilalți. Atunci, Niculiț a sărit pe ușa asta, uitați-vă acolo, pe portiță, a dat cu piciorul în ea și în jos, uitați-vă acolo, este jos, pe portiță, acolo. O înduit aia spart, totul și-o forțat și-o intrat în curte. Și-a început să mă bat. Deci prima dată m-a luat în cap, i-am căzut jos și celelalte rezultă lovituri în certificat medico-legal. Copilul, când nevasta a văzut că sunt pe mine acolo și ăsta, ăsta s-a dus sus la etaj, ea pune și în casă înapoi. Uitați-vă, deci
cum e în casă, deși el a intrat acolo, deși la etaj. După drujbă, că acolo încă nu era casa terminată și drujba acolo era poscurită. Și la drujbă și-o pornit, nevasta au picat jos. Deci n-am mai putut. Deci, vecinul meu, când ăsta, cel care a fost înainte, este, deci, o sunat la 112. Și spune, familia Beuca este atacată. În dosarul nu se găsește nici un document de la 112 că nevastă a fost transportată, deci necesitat îngrijiri medicale, că s-a acordat îngrijiri medicale la domiciliu, a fost transportată la spital, la urgență, au venit două echipaje de poliție. Martorul, ocular care zice că a văzut totul, nu specifică niciun document că el ar fi văzut că vin poliția și salvarea. Vă dați seama că ei vin cu girofar. Deci, și sonar, cum se zice, și luminos și sonar. Nu specifică așa ceva. Am martor că atunci când a venit poliția, au venit 4 sau 5 vecini. M-au văzut în ce stare sunt. Au văzut organ de poliție. De salvare, deci care acord de primul ajutor, n-a văzut niciunul pe ea, nici afară, nici în curte. De ce v-a dat amendă? Nu v-a dat așa pe ei. Păi, dar stați acum, de ce așa? Deci, după ce a făcut? Eu am făcut plăni, deci a sunat, am făcut plăni. De v-a dat amendă? Păi amendă mi-a dat pentru că au zis că eu am ieșit și i-am aruncat cu pietre din. Deci, domnul procuror n-a vrut să încadreze. Deci eu n-am dat cu pietre. Deci, domnul, n-am dat. Deci eu când am primit loviturile astea, nevasta mea jos, picat. Copiii ai strigat la micuțul de 5 ani, nu avea 5 ani, avea 4 ani, mama, mama, cela care nu vorbește să arunca pe aia, ea era jos, picată. Dumneavoastră, calculați în ce situare ți-am erau. Curgea sânge de pe mine, bătut, și ai afară încă, și zis, strigau, hai să-l umărăm. Atunci, când am auzit că, am zis eu că a sunat la 112 și că și eu am sunat, atunci a început să fugă. Când a venit domnul Cristian Miclea, care este ofițer și zile penale, m-a întrebat primarul un lucru, cine te-a lovit? Când a spus că Laurențiu Gianni cu ăsta și că era și vicele primar, Gabor Cornel, atunci a spus că mă duc să-i liniștesc. S-a dus, dus a fost. Eu liniștit pe ziua de astăzi. Deci, nicio probă de aceea nu am în dosar de la ei. Nici nu și-a dat interesul ca să fac. Am făcut plângerea după aia și la Gabor, că mi-a zis, după aia a venit cu cealaltă mașină, era un ofițer, a zis că răspunde de zona asta și un băiat mai tânăr. Ăla a zis, zice, dați o declarație, cine v-a bătut, că mă duc mai dimineață la procuror. Și dimineață când, zice, dar vă rog frumos să mergi repede la medic legist, că urmările vă dispar. Și așa am făcut, dimineața m-am dus la medic legist. După toate astea care s-au întâmplat, am depus plângerea penală împotriva lui Gabor Cornel. El a mers și a depus că eu aș fi lovit mașina în seara aia cu pietre. Deci geamul nu-i spart, parbrizul nu-i spart, oglinda nu-i spartă, praf.